am văzut la Caprici mai devreme un material cu ce opinie are cel puțin Mihai despre Isabel și ea s-a arătat deranjată de ce a văzut pe material. Spunea că ea a venit în emisiunea Mireasa pentru relație, de reclamă nu are nevoie pentru că Mulți știu că ea a mai participat la o emisiune și că lumea o știa de dinainte. Nu era nevoie să vină și aici tot pentru reclamă. Isabel chiar spunea că poate voi, o parte dintre voi, eu nu dau nume, ați venit aici pentru reclamă și a fost deranjată că s-a vorbit de rău la, pe la spatele ei. Mihai chiar o bănuiește pe Isabel că ar fi ispita și zicea că această părere a avut-o încă din prima zi, nu și-a format-o acum. A intervenit și domnul Eduard Puiu spunându-i Izabelei ca să o facă să scutească niște neuroni. Asta n-a sunat bine deloc. Îi spune dumnealui că acest format este în așa fel încât oamenii își dau cu părerea unii despre ceilalți.